Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Far Cry Primal. Aseară am pus primul episod și n-am prea fost atent, nu m-am putut să fac câte vizualizări am făcut, oricum l-am pus târziu, cred că era vreo 11 ceasul. Acum când filmez de dimineață, na, în loc să trag făină ca un om normal, ca un adevărat legionar, stau și filmez, că de ce nu, în fine. Bă, da, nu știu de ce, la cât am jucat de Forest ieri, am tendința să tai cu aceștia pe aici, nu știu, parcă seamănă așa un pic la aspect de Forestul cu Far Cry Primal, încă tot așa unelte făcute din pietre și din bețe, din lemn, în fine. Și mie acum venea să mă duc să bag... Nu. Cred că nu e idee prea... Către lume. Așa. Pe cât schimbam armele, că nici nu mai știu. Tab. Nu așa. Deci pe Q. Ok. De asta încă. Hai să mai prind de capre de-astea, că o să am nevoie de cărniță. Asta e și ceva rar, văd. Ok, să mă urc pe capra asta. E moartă, bun. E, măcar am făcut rost de ceva rar. În caz că vedeți cumva că de la un animal vine așa o dâră, înseamnă că e de ceva rar, nu e... joacă de copil. În fine. Da, cam nasoală combinația asta să joc și The Forest și... cum făceam? Craft? Așa. Și The Forest și Far Cry Primal. Bă, deci îmi vine acum să adun bețele pe jos și astea. Bă, nu cred că a fost o idee bună să-mi iau ambele jocuri, dar... opa. Ok, am dat de un udam de ăsta. Serge. Hai că se bat animalele două, văd. Le las mai bine se bată. Vine cu apă, vine. Sudam din partea, hai să mă duc așa prin apă. Ce dracu? Aaa, firea aia de pasărea necapată. Știi, am văzut că se învârtea ceva în jurul meu, dar nu mi-am dat seama, în fine. Să țin ăsta pregătit în caz că mai vine, să-i trântesc una. Vine acum. Nu i-am dat. Firea aia de pasă anicapată că mă enervează. Stau acum și vânez o pasăre. Dacă aștept să mă ataci nu și atunci atrag. Hai mă, vino cu că ești tare, dacă ești smart 2. Relule, tu ești? Ia vino cu a. Tragem cu arcul după relu, văd. Mă mai atacă sau? Să mă piși pe ea de păsărică. Vă că am făcut și săgeți care să ardă. În fine, hai să mă duc după. Udam ăștia. Da, dar văd că nu pot de pasărea asta. Firea era dracului de... poate să fie. Da, eu acum asta și mă chinui să... bun, lăsând deoparte cioara asta care mă tot atacă. Nu, tot nu mă las, până nu bat. Hai mă, vină un coace să-i... două! Serios! Mă atacă două naripate acum. Hai să stau pe copacul ăsta. Hai mă, mai vine după mine. Bă, o să-mi fie utile penele, totuși. A plecat. A, nu, vine acum, uite. A, dar știi ce-i fain, când sunt pregătit să-i trântesc, una nu vine.
Hai să mă piși pe aia de pasăre atunci. Ok, lui ăla i-am dat foc, ăsta altul pe unde? Uite-l. Ok, auci și ăsta. Ia să prind și capra asta. Bun, dă-mi coace carnea. Cuțit din os, așa, măcar mai găsi niște carne să dau hir, că la că m-a ciurit pasărea aia handicapată, bun. Măcar sunt ceva rare astea, nu-s rare. E, dă-le dracu atunci. Uite, bă, ce-au făcut ai dracu canibal. Search. Bine că nu m-am luat bătaie cu pisicile alea de acolo, că atâta mai aveam eu nevoie. Deci 2, 3 și pe unde mai e? Capre în partea aia, dar nu-mi trebuie carne. Uite aici încă una. Ok, parcă aș fi la prima misiune din Far Cry 3. Mai țineți minte, trebuia să alerg porcul ăla. Și mai era ceva. Fast travel? E bine dacă avem. Stai mă, nu pot să dau fast travel? A, nu-i valabil, ok. Atunci hai să alergăm până acasă, da? Hai să mai strâng din astea, că o să mai am nevoie de bețe pentru săgeți. Hai. Nu, nu sunt rare astea. Și dacă mai au buriană de genul acolo, hai să iau și pe aia, că o să mai trebuia să mă trec mai încolo. Mi s-a părut că aveau dâră din aia, dar nu, nu-i cu dâră. Nu mai s-o să vânesc capre, că și cred că am carne sau nu. Ce mă atacă? Erați voi de câini handicapați? Ce-ar vine pasărea aia după mine? Am plecat, că mă omoară fiarele pădurii. Ok, că mă duc acasă, că... Cum era să sting? Așa stinge. Hai să mergem la bază, că... Dar pe cât era inventarul? Ăsta era bun. D-Hall, ok. Ca să car mai multe săgeți. A, și trebuia carne de câine din ăla. Carne, piele. A powerful clap, da... Și asta ce mai e? Să car mai multe chestii. Ia stați un pic. Păi și inventarul ce am? Skills, pack. Asta înseamnă ce am eu la mine. Carne. Ok. Deci văd că am carne la mine, e bine. O să trebuia să-mi fac multe upgrade-uri să vânez off-camera toate animalele astea. Bă, dar acum văd că mai multe FPS. Udami, că cam aș pe ei să mă cac. Hai să-i lutez pe ăștia. Că văd că mai e ceva pe acolo. Unde-i? Bă, nu-l văd. A, uite-l. Headshot. Dacă... Așa, search. Wood arrow. Așa. Hai să mergem atunci la asta. Bă, dar se mișcă belea, văd. Se mișcă mai bine față de ieri. Nu știu, dar placa asta chiar că e bună. Mai are și... Mai e GeForce Experience-ul ăsta, driverul de la ea. Bă, deci mi-o optimizează jocurile foarte bine. Nu doar că e jocul bun. Mai e și placa, programul bun, cu driver bun. Ok, am dus la asta se bandajeze. Sau să mănânci, în fine. Da, nu stau să mă la cinematicuri. Bine că la astea pot să dau skip, în Far Cry 3 nu puteam. Ok, și aici ce ar trebui să fie, să înțeleg? Reward stash.
The rewards they place with extra resources and items are stored for you. Look for așa, you can access rewards in the village and any campaign outpost, ok. Și pot să iau de aici chestii. Vine, nu prea am chef de asta. Hai să mai facem atunci o misiune. Deci, ce sunt astea? Unknown location, explore location and discover in Oros. O, act avem de mers pe aici. Crafting. Da. Asta. Suliță. Ok. Și skill-uri. Da, bă, că ăsta e cu skill-uri ca la... E ce asta? Ăsta o să-mi fie bun ca scărmă fără carne. Learn, gata, așa. Avem și suliță, asta o folosesc și în The Forest mai mult. Hai să mergem atunci, nici nu știu unde. Ce să stai, stai? A, ca să fac alte chestii, ok. Mă de la map. Mergem la asta sau? Hai să facem locațiile astea. Waypoint, hai să... Totuși să curăț toată zona, înțelegeți? M-am place că jocul... Crafting menu, ok. Mai strâng și o resurse cu ocazia asta. Mamă, dar e frumos jocul ăsta, chiar îmi place. Genul ăla care te ține foarte mult în casă ca să-l joci. Păcat că nu mai pot face live-uri acum. Am primit strike și pe canalul secundar de live-uri, că am făcut live cu GTA 5 și... Nu știu cum să vă zic, dar m-am dus în strip club și nu știam că apar topless alea în strip club. Mă înțelegeți? Și da. Ia ce-o fie aici. A, scap reste. Da, și în strip club acolo erau alea fără sutien și mi-am luat mare strike. Stai, mă. Păi și un săculeț pe aici. A, uite-l. Ok, scapre pe aici și mai nimic. Hai să vedem ce mai e pe mapă. Mai e un unknown location, dar asta nu e în drum. Hai să mergem aici, totuși să ne batem cu ăștia. Ia asta, văd că-i plasă pusă de ei, să pescuiască, să prindă pești. Păi și e ceva aici. Adică, cred că de pescuit e asta, abar n-am. Poate apare acum vreo mâță ceva. Și aici ar fi bine să prind și... D-hold ăla. Ok, hai că mi-a sărit în cale. Unde ăsta i-am rupt și coarnele. E ceva prădător în partea asta, mă, ce e? Fira el de D-hole, de gaură. Gaură de cum s-ar traduce D-hole. În fine, hai să ne continuăm drumul. Cam puține arme, într-adevăr. Dar totuși așa te... Omoară porcul, prinde porcul! Hai că am prins un porculeț. Ok, ia și piatra. Hai să mergem și după ăsta ce l-am rănit. E mor și ăla, e mor și ăsta. Ia și cărniță. Atât bun. Arc, suliță. Sulițele sunt foarte bune aici. Și e bine că pot să arunc cu ele așa. N-am prins pasărea aia. Hai să mergem la outpostul ăsta. Undeva pe munte. Aude și un băț acolo. Ok. Inventory. Mai pot să fac sulițe sau astea? Cred că astea ca să fac alte sulițe sau nu știu.
Ăsta nu pot. Îmi trebuie piele de dăla. În fine, hai să nu mai stau așa. Dacă vă se pun... Aha, pe aici pot să mă sui. Hai, suiete, suiete Takar. Dacul nostru, strămoș al dacilor. În fine. Sau tracii, ce erau daci sau traci, că știu că așa se merge. Pe scurt, eram rude cu dracii. Așa, bla bla bla, outposturi, da, știu că am jucat Far Cry 3. Și am văzut și pe YouTube jocul. Nimă zăpadă ce în partea aia. Acolo trebuie să fac ceva haine groase ca să mă duc. Iar vine pasărea handicapată, firara dracu de pasăre. Acolo văd animale. Dracu, el am zis. Da, văd o pisică din aia mare acolo. Nu mă bag să o atac. Îmi vine să tai toți pomișorii ăștia, mi se... Bă, dar m-a tâmpit de forestul ăla. Păi și nu e niciunul? Animal, așa? Set on fire. Păi și nu era niciunul? Ok. Am luat aici un campfire. Da, mă, știu cum, știu care e faza cu campfire-urile. Că m-aș să-mi dau de-asta. Fast travel. Reward stash. Weapon resource. Ce nu știu. Soundful. Dați-mi tot ce aveți. Deci trebuie să dau click ca să iau toate căcaturile astea, am înțeles. Aia că mi-am umplut și inventarul, dă și carnea. A, am full, ok. Alt red lead ăsta. Și mai un săculeț, undeva. Uite-l aici. Să ce mai pot crafta. Pot ăsta? Atât. Ăsta nu pot, ăsta nu pot. Sulțe să mai fac, văd că nu. Ia skills. Mai putem băga unul. Deci, cine face asta? Plants are display. A, asta sau asta? 200 feet terrain around your map. Am mapa mai largă, deci. Ăsta, să-mi dau heal de ăla. Hold cât control to heal yourself while sprinting. Sau să-mi arate plantele pe hartă. Hai să mai dau și ăsta în caz că rămân fără. Nu-și nu-i strictul necesar. Puncte oricum face mult. Ok. Nu așa. Mă de la map. Ce aici? Health Ninja Escort. Sau putem merge la ăsta? Hai la ăsta. Cât e? 300 și ceva de metri. Hai că ajungem repede pe jos. Păcat că nu putem avea un animal ceva de călărit. Da, asta e altă parte. Dă lemnele încoace. Elan, bun. Și l-am ratat. Și bă, ce bate vântul afară. Nu pot să iau surițele. Inventory. Mama, am una. Q. Craft. Trei sulițe full, ok. Extinși. Și hai să mai fac. Extinși, mă rog, cum să zicem. Au dat cu săgeată în mine, fain așa. Headshot. Mai vine unul acum. Ok, da asta încoace. Headshot cu asta și care? Aia a căzut cadavrul.
Uite-l aici. Ok, și trebuie să ajung tocmai în munțe, acolo văd. Va trebui să vânez. Uite un animal. Un lup mort, frumos. Meat, wolf skin, animal, red, nu știu ce. Uite bă ce e aici. Mamuți, dar nu mă duc acum să mă bat cu ei, tăbară. Dar văd că ăștia sunt pui. Nu, n-am chef să mă alerge acum mamuții să... să mă duc dracu. Pare o fi un prădător prin zonă. Hai să merg așa totuși. Nu stau să fug, că o să mă duc dracu, mă înțelegeți? E un urs acolo, am plecat. Vine pe mine? Nu cred. Nu, nu m-a văzut. Să încerc să-l omor? Știți ceva? Cum ar spune, nu știu cine a inventat vorba asta, dar... YOLO. Cred că l-am speriat. Martinica la bă mică a plecat, se pare. Ok. Hai, dar atunci să luăm și misiunea asta de aici. Jocul chiar e interesant. Cred că o să pun zilnic episod din ele. Foarte interesant jocul, chiar îmi place. Bine, cam toate jocurile Far Cry îmi plac. Mai puțin Far Cry 2, ăla mi se pare căcăcios. Bă, dar timpul ăsta e cel mai retardat din tot jocul ăsta. Mai adânc în peșteră. Bă, bine că am dat foc la săgeată și am și o lumină. S-a stins săgeata. Craft. Știi ce mi-ar arată două? A, că pot avea două variante de... Hai la tipul ăsta să vedem ce, ce dorește. Ok. Banzaiu! Banzaiu! Momanda ta! Tu ești alesul? Ok. Guaita, Walshnar. Zicură, ce religie aveau ăștia de pe... de acum 12.000, 12.000 de ani? Tensai, sau cum ai zis că-l cheamă, în fine, n-am chef de el. Ați văzut cât de retardat ăsta? Hai să facem și quest-ul ăsta, am misiune cu un căcai să o spune, văd că și-a dat safe și e bine. Iar sunt drogat, ok. Ne-a drogat și nebunul ăsta. Trebuie să mă duc la bufniță. Bufnițeaș! Hai că bufnița asta mi-e utilă. O să mă ajute să văd mai multe chestii în jurul meu. Și zbor se pare, ok. Era și mă de zbor cu ari frânte, hei, cu buze strâmbe, nu știu care buze, dar în fine. În apă? Ok, hai da în apă. Șpoc! Bă, dar le-am pe peste ori să-mi bag dacă nu. Dar ciudat că nu mai există. You lost the guide. Felicitări, ai dat cu capul într-o piatră în timp ce zburai în apă. Pentru că ce nu? Efectiv, noi zburam în apă. Cam asta e. Se întâmpla acolo. Ok, după cum spuneam, nu sunt foarte bun la pilotaj și la zburat. Asta nu joc nici în GTA. Misiunile. Nu am terminat GTA 4, că trebuia să pilotez un fucking elicopter. Apropo, mai zic careva că pot dau schimb la misiuni în GTA 4, deci chestia aia o să fie foarte utilă.
chiar rușcat, se pare. Ok, și eu trebuie să mă duc după o buvniță. Haide ca să prindem o buvniță, frumos. Merem pe podul de liane. S-a auzit și WhatsApp-ul. Cam vreau să rup. Bine că n-am Facebook pornit și se audă numai tâng, tâng, că primesc mesaje pe Facebook. Unde ești? Show me, show me your boobs. Send nudes, please. Iarăși trebuie să zbor. Bă, m-am plictisit la când am zburat, bă. Ce dracu ne-a dat ăsta aici de ne-a drogat? Ce droguri foloseau ăștia pe vremea omul peșterii? Noi stăteam în peșteri și vânam mamutul cu ciomaga. Cu parul și cu piatra și cu sulița. Iarăși cădem. De ce naiba puteți pietrele, bă? Mai erau niște zone de-astea prin World of Warcraft cu pietre zburătoare. Sau bine, și în Minecraft mai găsești de-astea din sede. Și trebuie să ne ducem în tornada aia. În tornada aia de rel, de relu. În fine. Da, o văd o grămadă de relu pe acolo și... A, mie acum mi-arată cu ocazia asta și toate animalele... Nu, deja începe să mă apuci și pe mine. Ce naiba eu fi de alul ăsta. Uite, mă, ursul de mai devreme. By the way, am un câine pe care chiar așa îl cheamă ursul. E flocos. Tame, gata. Duș, duș. Shhh, shhh, ca how to basic pune așa deștiu și spune shhh. Iar trebuie să mă lupă bubniță. Îmi bag picioare. Am avut și o bubniță când eram mic. A trăit o zi săraca. Nu, n-am murit de foame. Mi-a dat-o cineva că a găsit o lovită de mașină și avea picioarele paralizate și mi-a dat-o mie. După zi am murit. I-am dat grâu, i-am dat pâine, i-am dat... Ce dracu să mânce bubnița așa? By the way, bubnița are două rânduri de ploape. Și dacă o scuz la lumină, se mărește pupila. Zici că e drogată. Îmi plac bubnițele. Bine, sunt un cam sadic de felul meu. Supnia! Na supnia! Baran Shaiu, oarbă de gala! Beastmaster, trebuie să îmblânzim animalele. Bine, eu sunt o fiară în pat, dar asta e altă parte. Cu balsam doar ha bandă magătă. U lau că oar, oaida, oal cu zboar. Hai oa, si barba șaia. Hai să ies de aici până nu... Tu și da ha magătă. Da, mi-am părut ceva climb. Unde e ieșirea? Pe ce ieșire? Hai să-i dai să închei că... Mi-a ajuns și cât ce mi-a dat, ce mi-a băgat ăsta pe gât. Când m-a drogat. Și pe zăchem bubniță, ok. Da, să arunce și cu chestii. Scoate-mă waypoint-ul așa. Meat. În fine, ajunge că deja mi-a ajuns cât m-a drogat ăsta. Deja simt că încep să-l văd și eu pe Iisus călărind un unicorn. O să închei aici acest episod. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butonilor de mai jos. Și cam atât. Ciao, les!